prezent la Câmpul Lung cu ocazia turneului zonal din cadrul campionatului național de fotbal la sub 15 ani, Tibor Selimeș a vorbit pentru presa locală și despre posibilitatea ca în municipiul nostru să fie din sezonul viitor o echipă de fotbal la Liga 3. Suntem în discuții, chiar suntem în discuții avansate, așa că eu sper că în două săptămâni să se decide tot. Eu sunt unul care cred în proiectul ăsta și sper să se realizeze.